Ion Iliescu este considerat de mulți ca un om providențial în istoria României. Alte persoane îl consideră a fi personajul care a furat Revoluția din decembrie 1989. Apărut în politica românească la începutul anilor 50, Iliescu a atras rapid atenția serviciilor de informații de o parte și de cealaltă a cortinei de fier. Tatălui Ion Iliescu, Alexandru, a fost un ilegalist comunist cu vechi ștate de plată. El a participat la Moscova la lucrările celui de-al cincelea congres al Partidului Comunist în 1930. Ion Iliescu a terminat Institutul Politehnic în 1949, când comuniștii preluaseră deja puterea în România. El era de 5 ani membru al Uniunii Tineretului Comunist. Cu sprijinul temutei Ana Paucăr, a fost trimis la bursă în Rusia Sovietică. Vă rog să vă pregătiți pentru introducerea în sala congresului a drapelelor Partidului și Uniunii Tineretului Comunist. În 1953 face pasul mare spre Partidul Comunist. 3 ani mai târziu, Ion Iliescu devine președintele Asociației Studențești a PCR. Vreme de aproape 10 ani, Ion Iliescu avansează încet în ierarhia Partidului Unic din România. Anul 1965 îl găsește ca șef de secție în Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Din 1967 până în 1971, Iliescu este ministru pentru probleme de tineret. Este perioada în care el face parte din nomenclatura din jurul lui Nicolae Ceaușescu. Este invitat la toate deciziile importante și este văzut des în preajma dictatorului. Brusc, în 1971, autoritățile opresc avansările din cariera lui Iliescu. Acesta este parașutat în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, apoi în cea de președinte al Consiliului Județean Iași. În 1979 primește portofoliul de președinte al Consiliului Național al Apelor. Existau speculații că Iliescu își ispășise vina și ascensiunea sa urma să reînceapă. Rămâne la ape vreme de 5 ani, iar în 1984 până în 1989 este director la Editura Tehnică. Funcția practic l-a scos din circuitul mare al politicii de partid și de stat. Cu toate acestea, serviciile de informații americane erau de altă părere. Central Intelligence Agency considera că Ion Iliescu era unul dintre potențialii succesorei lui Nicolae Ceaușescu. În 1982, la 3 ani de la numirea de la APE, Iliescu este menționat de un document întocmit de analiștii de informații ai CIA. Desecretizat în 2008, documentul enumeră rivalii dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu: fostul ministru de externe Ștefan Andrei, fostul ministru al comerțului Cornel Burtică și fostul ministru al energiei Virgil Trofin erau considerați principalii opozanți ai lui Ceaușescu. Ultimul pe lista de rivali ai lui Ceaușescu era chiar Ion Iliescu. Americanii considerau că acesta este șeful obscurului Consiliu Național al Apelor, dar un lider proeminent al tineretului din anii 60. Deși aparent necunoscut, Ion Iliescu este descris de americani ca luminos, dinamic și neobișnuit de sincer. Sursele CIA considerau că Iliescu era cel mai impresionant personaj din leadershipul României. Nota din 1982 susține chiar la final că Ion Iliescu va fi o figură importantă în conducerea României post-Ceaușescu. Mai erau 7 ani până la evenimentele care aveau să ducă la uciderea dictatorului comunist. 3 ani mai târziu, agenții CIA întocmeau un nou raport în care enumerau diferite scenarii pentru succesorii lui Ceaușescu. Paul Niculescu, Ion Iliescu și Ilie Verdeț erau considerați principalii opozanți și posibili înlocuitori ai dictatorului. Este greu de înțeles cum apăruseră astfel de informații pe care CIA să le vehiculeze cu ani de zile înainte de căderea comunismului. Cea mai plauzibilă posibilitate este ca informațiile să fi venit chiar de la Moscova, iar Iliescu să fi fost pregătit din timp de sovietici ca înlocuitor al lui Ceaușescu. În timpul evenimentelor din decembrie 1989, Ion Iliescu apare din Neant și se instalează în fruntea revoluționarilor. Scopul Frontului Salvării Naționale este instaurarea democrației, libertății și demnității poporului român. Din acest moment se dizolvă toate structurile de putere ale clanului Ceaușescu. Guvernul se demite. Consiliul de stat și instituțiile sale își încetează activitatea. Întreaga putere în stat este preluată de Consiliul Frontului Salvării Naționale. Lui îi se vor subordona Consiliul Militar Superior,
care coordonează întreaga activitate a armatei și a unităților Ministerului de Interne. El preia puterea alături de comuniștii Dan Dejliu, Chira Caroli, Dan Marțian, Silviu Brucan sau Gheza Domocoș și de miniștrii comuniști Corneliu Mănescu și Alexandru Bârlădeanu. Lângă Iliescu stau generalii Victor Stănculescu, Ștefan Gușe și Gheorghe Voinea. Pe lista membrilor Frontului Salvării Naționale se mai aflau controversatul Gelu Voican Voiculescu, regizorii Sergiu Nicolaescu și Ion Caramitru sau amiralul Emil Dumitrescu. Grupul confiscă revoluția și acaparează televiziunea. Transmite mai multe mesaje alarmiste și este considerat de majoritatea istoricilor vinovat pentru viețile pierdute după fuga lui Ceaușescu. În aceeași perioadă, centrul Revoluției era acaparat de personaje cu legături în lumea tenebroasă a serviciilor străine. Incidentele de la Timișoara porniseră de la Laszlo Tökes, despre care s-a tot zvonit că era agent de influență al Budapestei. Silviu Brucan fusese ambasador al României în Statele Unite și ajunsese să fie mazilit pentru mai multe interviuri la BBC în 1987, când se încercase declanșarea unei alte revoluții în România. Despre el se spune că s-ar fi întâlnit în 1988 cu Mihail Gorbaciov. Petre Roman fusese amantul Zoei Ceaușescu și era băiatul nomenclaturistului comunist Walter Roman. Gelu Voican fusese arestat de mai multe ori de comuniști pentru legături cu servicii de informații externe. Virgil Măgureanu era un fost securist care se afla cu domiciliul forțat la Focșani din cauză că era bănuit de comuniști de implicare într-un eveniment care să destabilizeze regimul. Acesta a recunoscut faptul că a complotat cu Iliescu înainte de 1989. Din Frontul Salvării Naționale mai făceau parte și o serie de dizidenți care nu aparțineau nucleului dur condus de Ion Iliescu. Aceștia demisionează în ianuarie din organismul care conducea România. Vreme de 2 ani, Ion Iliescu ajunge să conducă statul din postura de interimar. Încet, încet, lumea începea să se trezească. Se înființase Partidul Național Țărănesc și Partidul Național Liberal. Ion Iliescu lupta pentru a păstra puterea și cel mai bine era să organizeze niște alegeri cât mai repede cu putință. Imaginea sa de eliberator și controlul total al televiziunii au contribuit la o victorie răsunătoare. Au ajutat și faptul că poporul se afla la primul exercițiu electoral. Imediat după căderea comunismului, românii nu aveau nici cea mai mică idee despre capitalism. Nu existau reglementări pentru comerțul liber, prețurile erau stabilite de stat, iar oamenii de rând nu știau nimic despre economie. Nimeni nu se gândea să pună mâna pe fabricile și uzinele comuniste, să facă afaceri sau să construiască imperii financiare. Încet, încet apăreau fugarii din Occident, iar acest lucru îl speria pe Ion Iliescu și clica sa. Misiunea lor era să mențină România cât mai aproape de socialism. Radu Câmpeanu, un emigrant român fost deținut politic, se întoarce din Franța și pune bazele Partidului Național Liberal. Ion Rațiu revine și el în țară și se alătură foștilor deținuți anticomuniști Corneliu Coposu și Ion Diaconescu. Pentru a diminua puterea acestora, Ion Iliescu aprobă accederea în CPUN reprezentanților oricărui partid nou format. Astfel apar sute de partide de buzunar care diminuează vocea partidelor istorice. Climatul nu este însă tocmai bun pentru Iliescu și se decide organizarea alegerilor, primele alegeri libere din România. Pe 20 mai 1990 au loc alegeri prezidențiale. Campania fusese realizată numai prin intermediul televiziunii române, postul public fiind controlat covârșitor de Ion Iliescu. Pentru siguranță, în februarie 1990, Iliescu chemase pentru prima dată minerii să disperseze un miting din București. Într-o atmosferă entuziastă, peste 86% din populația României se prezintă la urne. Un număr de 14,8 milioane de români votează. Majoritatea covârșitoare îl alege pe Ion Iliescu cu 85% din sufragii. Reprezentanții partidelor istorice obțin 10% Radu Câmpeanu și 4% Ion Rațiu. Practic, numai 2 milioane de români votaseră împotriva carismaticului Iliescu la primele alegeri libere după căderea comunismului. Concomitent au loc alegeri parlamentare. FSN-ul obține la Senat 67% din voturi. Al doilea partid ca număr de sufragii devine Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, 1 milion de voturi. PNL adună cu greu 7%, iar PNC 2,4%. În total, în Senat intră reprezentanții a 8 partide, iar în Camera Deputaților sunt reprezentate 18 formațiuni politice. Practic, Iliescu deținea controlul total asupra României. Prim-ministru este desemnat Petre Roman, iar noi lideri se pregătesc să scrie o nouă Constituție, să reformeze economia și să scoată țara din incertitudine. Înainte de măsurile economice, Ion Iliescu cheamă minerii la București să facă ordine din nou.
Mai mulți protestatari de dreapta ocupau piața universității. Minerii masacrează studenții care demonstrau. Ei sunt felicitați de Iliescu. Pe 13-15 iunie la București, minerii înlocuiesc autoritatea statului. Tocmai măsurile economice a lui Roman îl sperie pe Iliescu. Acesta aranjează să vină din nou minerii în București. În 1991, o armată de mineri ajunge în capitală și forțează demisia lui Petre Roman din guvern. Există voci care susțin că fiul fostului ilegalist comunist Walter Roman îndrepta barca spre Occident cu o viteză prea mare. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile. Că sunteți o forță puternică, cu o înaltă disciplină civică, muncitorească, oameni de nădejde și la bine, dar mai ales la greu. A treia mineriadă aduce în fruntea guvernului pe Teodor Stolojan. El rămâne premier până la alegerile din 1992, organizate conform noii Constituții a României. La 2 ani de la Revoluție, Ion Iliescu nu mai era așa de carismatic. Măsurile economice și disperarea sa de a se opune oricăror vector de opinie îi scăzuseră din popularitate. În primul tur de scrutin, Iliescu obține 47% din sufragii. Este urmat cu 31% de Emil Constantinescu, reprezentantul Convenției Democratice din România. Naționalistul Funar obținea 10% și se clasa pe locul al treilea. În cel de-al doilea tur de scrutin, 61% din România acordă încrederea lui Iliescu. Acesta primește un al doilea mandat care avea să se finalizeze în 1996. Iliescu nu mai avea nici majoritatea în Parlament ca urmare a rupturii dintre aripa sa și cea fidelă lui Petre Roman. Cu toate acestea, Frontul Democrat al Salvării Naționale reușește să-și impună premierul. Nicolae Văcăroiu este singurul prim-ministru care a rămas în funcție până la finalul mandatului de 4 ani al președintelui. Această perioadă se caracterizează prin opoziția guvernanților la orice investiție străină și prin tentativele repetate de a renunța la proprietatea statului asupra tuturor întreprinderilor semnificative. România trăia un socialism aparte denumit de Iliescu democrație originală. În 1996 era deja criza economică. Acest fapt a făcut ca la alegerile prezidențiale din noiembrie Ion Iliescu să piardă în fața lui Emil Constantinescu. 75% din populație a participat la scrutin, iar aproape 6 milioane de cetățeni l-au votat totuși pe fostul lider comunist, care păstorea destinele unei Românii aflate în degringoladă. Convenția Democratică primea și ea aproape 36% din locurile din Parlament. Cu toate acestea, Uniunea de Partide de Dreapta era urmată de Partidul Democrat Social din România, lui Ion Iliescu. Acesta ocupa 27% din posturile din Parlament. Partidul Democrat al lui Petre Roman avea 16% din parlamentari și a trebuit să fie cooptat la guvernare. Ion Iliescu este ales senator și vreme de 4 ani se prezintă ca fiind un lider al opoziției. Forțele de dreapta adună 5 premieri în cei 4 ani de guvernare. Au loc privatizări eșuate, falimente bancare și retrocedări dubioase. Este clar că dreapta nu era pregătită de guvernare, mai ales că multitudinea de partide care formau coaliția se certau în continuu. Iliescu nu mai are răbdare și minerii din Valea Jiului pleacă spre București să răstoarne guvernul în 1999. Puciul nu reușește. Totuși, la alegerile din 2000, Ion Iliescu este ales pentru al treilea mandat. Deși Constituția prevede 2 mandate pentru fiecare președinte, s-a considerat că primul mandat de 2 ani nu se numără. În primul tur de scrutin, Iliescu obține numai 36% din sufragiile electoratului. Carisma sa se pierduse aproape în totalitate, dar nici performanțele lui Constantinescu nu entuziasmaseră pe nimeni. Pe locul 2 se clasează ultranaționalistul Corneliu Vadim Tudor, iar în al doilea tur românii sunt puși să aleagă răul cel mic. Vreme de aproape 4 ani în noul mandat Iliescu, premier este Adrian Năstase, care pune bazele baroniadei locale. După privatizările eșuate ale Convenției Democrate, noua conducere trece din proprietatea statului în cea a clienților politici aproape tot ce era în România. Fabrici, uzine, păduri sau clădiri și terenuri din orașe ajung în proprietatea clienților politici. Încep să apară primele afaceri cu fonduri publice, iar politicienii aflați la guvernare încep să prospere spectaculos. Ion Iliescu era oarecum departe de aceste jocuri. El patrona un sistem din care nu se alimenta absolut deloc. Alegerile din 2004 sunt pierdute de PSD.
Ion Iliescu nu reușește să transfere imaginea sa lui Adrian Năstase. El devine senator, dar în 2005 pierde alegerile interne în Partidul Social Democrat. Rămâne discret în viața publică până în 2008, când nu mai candidează la Senat. Mai este pomenit numai când se vorbește despre crimele Revoluției sau atrocitățile din timpul mineriadelor. Secretele căderii comunismului și implicarea Moscovei în această afacere probabil că vor fi cunoscute abia după moartea lui Ion Iliescu.